Educația nu trebuie să aibă culoare politică. Europarlamentarul Victor Negrescu a propus ca fiecare stat membru al Uniunii Europene să aloce pentru educație minim 10% din Planul Național de Redresare și Reziliență. Pentru România, acest lucru înseamnă alocarea cel puțin 3 miliarde de euro. Europarlamentarul Victor Negrescu a susținut încă de la începutul pandemiei faptul că orice relansare economică și socială trebuie să pornească de la educație și de la formarea adulților pentru această perioadă plină de provocări. Creșterea competențelor digitale, îmbunătățirea nivelului de pregătire, adaptarea profesiilor la noul context, modernizarea școlilor și universităților, accesul tuturor la infrastructură și educație digitală de calitate sunt doar câteva din aspectele ce trebuie prioritizate în planurile naționale de relansare și reziliență. Astfel, amendamentele europarlamentarului Victor Negrescu de a aloca minimum 10% pentru educație, dar și 2% pentru sectorul cultural și recreativ în Planul European pentru Relansare și Reziliență au fost votate de către membrii Comisiilor pentru Bugete și Afaceri Economice din Parlamentul European.